în domeniul ăsta există două tabere. Ori cei care sunt absolut convinși că e vorba de o chestie, eu știu, o schemă Ponzi, o uh, chestie supraevaluată, un, poate chiar un schem, da, o înșelătorie. Și cei care înțeleg tehnologia care stă în spate, înțeleg oferta de valoare și noua modalitate de a rezolva niște probleme vechi de cât sunt lung, de când e lumea. Salutare, sunt Laurențiu Mihai și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc, un episod în care vom vorbi despre investiții, ca de obicei, dar de data aceasta vom vorbi despre Bitcoin, criptomonede și toată zona asta de, de blockchain. Uh, un, un episod și un subiect, din punctul meu de vedere, foarte, foarte interesant, chiar dacă poate lumea este așa împărțită în două când vine vorba de, de cripto, Eu sper ca cu acest episod cumva să uh, înțelegeți mai bine. Ce înseamnă, ce înseamnă acest domeniu, ce înseamnă acest subiect și dacă este sau nu potrivit pentru voi, pentru, pentru că nu totul de pe lumea asta poate să fie potrivit pentru tipologiile noastre de investitori. Înainte de toate, aș vrea să vă las cu două momente ale partenerilor noștri. Cu în Digital Bank primești un concurent fără costuri, 100% online, într-o aplicație simplă și intuitivă. Descarcă aplicația astăzi. Podcastul Bani vorbesc este sponsorizat de XTB România, companie completă de investiții cu peste 20 de ani de experiență. Dacă doriți cumva să aflați mai multe detalii despre ofertele partenerilor noștri, aveți mai jos în descriere câteva linkuri. Vă sfătuim să să intrați să vedeți despre ce este vorba și să uh, apelați la ei în cazul care aveți nevoie. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru tot suportul vostru, pentru faptul că v-ați abonat într-un număr așa de mare la, la canal. În continuare, cei care nu v-ați abonat, o puteți face cu mare drag și asta înseamnă că ne ajutați și pe noi ca să creștem din ce în ce, din ce, în ce mai mult. După cum v-am zis, vom vorbi despre cripto, iar alături de mine este o persoană tare, tare dragă mie, pentru că este o persoană la care eu când am început să scriu, m-am uitat la el, pentru că în 2012 când am început eu nu, eram, nu erau multe persoane care scriau de zona asta sau cred că nu erau aproape deloc, în afară de Luca, Luca Dezmir lângă mine, este fondatorul blogului miliorarupioritic.com, nu mai zic, este medic dentist la de meserie, de la bază, dar el este trader din 2001, din ce mi-aduc eu aminte, din 2001, și este investitor, investitor în multe clase de active și în imobiliare și, în, și a fost și în forex și în, evident, acțiuni și așa mai departe. Dar de la o vreme parcă a luat acest domeniu de Bitcoin și este unul dintre persoanele cele mai bine informate când vine vorba despre criptomonede și mă bucur tare mult că este alături de mine să discutăm despre acest subiect mi mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând, și pentru aprecierile tare. E un subiect care mi-e foarte, foarte drag și intră în focusul meu de, de niște ani, din 2017, de când am făcut tranziția, cum ai spus tu, de la investiția în forex, în care am investit pe piețele valutelor aproape 11 ani și, într-un fel, natural, am făcut trecerea spre criptomonede. Nu vom vorbi despre de la Bitcoin sau cripto, de la speculație la investiție, ăsta este subiectul pe care îl abordăm, dar aș vrea să te întreb când ai descoperit tu Bitcoin-ul sau vine criptomonedele, mă gândesc că Bitcoin-ul ai descoperit prima oară și cum a fost primul contact, primul impact. Da, e o chestie foarte interesantă. Prin 2014 am auzit de uh, Bitcoin și după aceea de Ethereum, rețeaua Ethereum și uh, coinul Ether. Și am zis, uite, e o chestie foarte interesantă, o monedă virtuală, țin minte ca și acum eram în București și țineam un workshop de, de finanțe personale și la finalul acestui workshop am zis prima dată, să zic public, despre Bitcoin și am zis că e o chestie foarte, foarte interesantă pe care o urmăresc și în funcție de cum va evolua, mă gândesc să investesc și eu mai devreme sau mai târziu în Bitcoin. Acum, privind cu mintea de acum, asigur, 2014 ar fi fost o oportunitate extraordinară de, de investiții. Din păcate, nu am investit în momentul respectiv, în mare parte din cauza greutăților de a cumpăra Bitcoin în perioada respectivă. Se vindea și se cumpăra. Nu, nu erau exchange-uri cum sunt acum, asigur, era Mount Gox în perioada respectivă, dar nu știam de, de el. Uh, și era foarte dificil să trebuia să trimiți banii uh, într-un sistem din asta de transfer de bani către persoana care îți vindea bitcoin și să-i dai adresa, să ai încredere în persoana respectivă că îți virează acei bitcoin. Uh, se zice că începem investiția în criptomonede atunci când merităm, adică atunci când înțelegem conceptul. Și ce uh, vor reprezenta aceste criptomonede, și în general, uh, focus eu pun pe Bitcoin. Iar pentru mine, această perioadă a fost 2017. Uh, atunci a fost prima. Acel, a fost acel val de investitori de retail. Investitorii de retail sunt investitorii. Cum noi, sunt, noi, cum noi. suntem, da, 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 ca tine și ca mine, persoane care de multe ori sunt angajați sau liber profesioniști sau uh, dețin un business și au o activitate de investiție pe lângă. Eu, în perioada respectivă, eram uh, medic dentist sunt și acum mai lucrez doar două zile pe săptămână uh, și. Așa cum am spus, mi-a sărit în ochi și am fost pregătit ca să abordez zona asta. Pentru că în perioada de 2017 a fost ultima parte, deci de când am început eu să urmăresc de la începutul 2017 până în decembrie 2017, a fost ultima parte din creșterea explozivă de bull run în ciclu de la Bitcoin. Când o perioadă că de la o zi la alta creștea cu 2-3 mii de dolar și a atins un vârf în jur de 20.000 de dolari în decembrie 2017. Cum am spus, am intrat cu acel val de investitori de retail, pentru că exact în perioada respectivă s-au deschis foarte multe exchange s-a deschis Binance, eu am fost probabil printre primii clienți în primele luni, a fost așa un hype legat de Binance, a fost a avut o creștere extraordinară și când făceai o cercetare în perioada respectivă a pieței, de asta dădeai. Și, evident, cum știe deja toată lumea, Binance a ajuns exchange-ul care e cel mai, cu volumul cel mai mare din lume, în momentul ăsta. Și am ajuns, pentru că eram deja obișnuit cu ideea de schimb valutar, de monede, de perechi valutare, da, făcusem Forex aproape 11 ani. Și ca atare, când am văzut Bitcoin cotat în funcție de dolar, sau Ether cotat în funcție de dolar, sau alte criptomonede cotate în funcție de Bitcoin, mi s-a părut foarte natural și ok, și uh, știam deja cum se mișcă uh, piața la Forex, ca și la Bitcoin, sigur nu se mișcă piața Forex, nu se mișcă chiar așa de exploziv cum se întâmplă la criptomonede, dar există la Forex o volatilitate mult mai mare decât în piața de acțiuni, acțiuni de da. exemplu, ca să nu mai vorbim de celelalte produse. Și atunci, într-un fel, eram obișnuit cu, cu această dinamică a pieței și nu mi-a fost greu, nu mi-a fost frică, aveam deja experiențe. Uh, cum ai zis tu, din 2001 investesc în imobiliare și din 2003 pe piețele financiare. Am început cu acțiuni, am investit uh, aproape un an de zile pe New York Stock Exchange și pe Nasdaq după aia am făcut ceva uh, trading pe derivate și contracte futures, dar nu am stat mult, nu mi-a plăcut și am dat de Forex și după aceea tot cu Forex, ani și ani de zile am tranzacționat inclusiv cu agenți experți, roboți de trading, cum mm -hmm. se numesc acum, și după aceea am trecut uh, La... pe criptomonede și de atunci uh, când e vorba de piețele financiare am focus doar pe criptomonede. Da, pe Dacă ar fi un cineva care... N-au auzit de Bitcoin, că mă gândesc că sunt și oameni în lumea asta, dar cam cei care ne ascultă știu ce înseamnă. Dar dacă ar fi să le explici ce înseamnă Bitcoin, cum mai explica? Da, e un fenomen complex, și dacă ar fi să spun în câteva cuvinte mm -hmm. unei persoane care nu are experiență și n-a auzit despre Bitcoin, pot să-i spun că Bitcoin este o monedă virtuală digitală, asta e foarte important să spunem, care funcționează cu ajutorul internetului și care permite deținătorilor de bitcoin să facă plăți sau să transfere acești bitcoin, practic ei sunt o monedă. Deci asta e cea mai simplă definiție care am putut eu să o găsesc și să o asamblez în niște informații care sunt digerabile pentru oricine. Și de ce fuge lumea de Bitcoin. Sunt acei, acei oameni. De ce zic, vai, nu? Uh, sigur, așa cum ai spus când am discutat mai înainte, în domeniul ăsta există două tabere. Ori cei care sunt absolut convinși că e vorba de o chestie, eu știu, o schemă Ponzi, o uh, chestie supraevaluată, un, poate chiar un schem, da, o înșelătorie. Și cei care înțeleg tehnologia care stă în spate, înțeleg oferta de valoare și noua modalitate de a rezolva niște probleme vechi de cât sunt lung, de când e lumea. Pentru că a face un, o zonă, de, a exista o, un mediu de plată, da? o monedă, care să faciliteze schimburile. Este o, chestie, o una dintre marile invenții ale omenirii și Practic, Bitcoin, această uh, monedă digitală, este următoarea etapă în dezvoltarea sistemelor monetare. Și o să intrăm probabil mai încolo în detalii. Deci, oamenii care înțeleg această ofertă de valoare și avantajele și noua paradigmă pe care o aduc criptomonedele în general, dar mai ales Bitcoin în un mod special, își dau seama că ne aflăm pentru un traiect. Către o, un viitor în care nu se poate concepe sistemul monetar în general, sistemele monetare fără uh, existența Bitcoin. Bitcoin nu a tras totul după el? Bitcoin fiind prima criptomonedă, practic a dat tonul, mm. în continuare rămâne uh, cea mai importantă criptomonedă. Dacă este să vorbim, există un termen care se numește dominanța Bitcoin, care înseamnă din. Uh, tot capitalul care este investit în zona criptomonedelor, cât la sută este capital investit în Bitcoin. Și în momentul de față este peste 50% din capital, deci dominanța Bitcoin e peste 50% undeva în jur de 56% dacă nu mă înșel, dar e o cifră dinamică, ce se schimbă de la o zi la alta. Iar toate restul criptomonedelor și e foarte șocant să aflăm că sunt milioane de criptomonede. Numai în zona aprilie-mai 2024, mai mult de un milion de criptomonede s-au lansat pe piață. A fost așa o, un aflux extraordinar, dar un milion. Și am verificat cifra asta de câteva ori, pentru că și mi s-a părut extraordinar de, de ciudată. Mare parte, mai mult de 50% dintre ele sunt meme-coinuri. Acele coinuri, acele criptomonede lansate în joacă, să zicem, care au un personaj eu știu, de gen desene animate, mm -hmm. da? Fiecare este un câine, o pisică, un alt animal și care nu au neapărat o valoare extraordinară sau o ofertă de, de serviciu decât alta de a fi un mediu de schimb, dar mai mult de a crea o comunitate în jurul acestui concept mm -hmm. de, de MemeCoin. Deci, încă o dată spun, s-a lansat uh, prima practic tehnologia blockchain care definește zona criptomonedelor în mare parte, lansată de Bitcoin, iar fiind o tehnologie open source, deci uh, sur, uh, codul sursă este deschis, tot ce a apărut după au fost, să zic transformări uh, într-un fel sau altul are uh, ofertei Bitcoin. Sigur că au apărut uh, după aceea, de exemplu, o, o, o mare o mare Noutate în domeniu este uh, rețeaua Ethereum și Ether, care au a adus o, o un, un lucru total nou în zona asta a criptomonedelor: e vorba de contractele inteligente. Dar, în principiu, blockchain-ul a fost uh, pus în practică de către Bitcoin și, ulterior, toate criptomonedele sunt o. Emanație, să zicem așa, din, din acest concept nou. Da, pe social media găsim atât de multe informații greșite. Ce sfaturi ai avea pentru cineva la început de drum care vrea să se intereseze mai mult de acest domeniu? Nu aș spune neapărat că sunt informații greșite. Sigur, okay. sunt și informații greșite. Sigur, sunt și promovări frauduloase, înșelătorii, tot felul de. E, e, practic e ca un fel de vest sălbatic înșelătorii Pentru că... sunt și în alte Dar părți Da exact asta am, -am bituină, să spun da, adică... în orice zonă de genul ăsta sunt, sunt persoane care au intenții de a eu știu atrage valoare către ei și după aceea cu această valoare să plece și să să fure această valoare, această valoare sau să o folosească în mod oneros Problema nu e asta că există persoane care vor să, să aibă câștiguri licite. Problema este că e o cantitate enormă de informație. Și e un domeniu care se dezvoltă continuu. Numai dacă am spus că sunt milioane de criptomonede, pe păi cine știe să, știe să le știe pe toate, exact. să, să le urmărească pe toate, să vadă o oferta lor, ce uh, vor să facă și așa mai departe. Nu ai capacitatea umană de a urmări această piață care este în dezvoltare uh, explozivă. Și din cauza asta, mai ales pentru o persoană care este nouă în domeniu, informația poate să fie copleșitoare. Și de aceea e bine în momentul în care intri în această zonă de, de manifestare a criptomonedelor să primi pași, cum ziceai tu, primul pas este să te informezi. Și trebuie să te informezi din surse care sunt de încredere. Și o să dau niște surse de genul ăsta. Unu, de exemplu, Binance, că am vorbit de Binance și trebuie să spun că sunt afiliat la Binance, o să dau tot felul de exemple legate de exchange-uri, de portofele hardware sau servicii, și în măsura în care sunt afiliat cu respectiva afacere, o să dezvăluie acest lucru, că mi se pare că e corect. Deci Binance, care este cel mai mare exchange de criptomonede din lume, are o academie Binance, care practic este un loc unde sunt articole și videouri despre criptomonede și e un loc foarte bun de început. Un alt, o altă sursă care o recomand cu drag și este evident gratuită. Deci toate resursele care sunt gratuite, o să o specifică, sunt gratuite. De exemplu, Coursera este una dintre cele mai mari platforme de criptomonede din lume. Are cursuri, am făcut și eu un curs despre Bitcoin mm -hmm. acolo, nu numai de, despre Bitcoin și despre blockchain au, au cursuri. Mm -hmm. Chiar am dat o căutare acum două zile și aveau 32 de cursuri pe zona asta de blockchain și mm -hmm. uh, criptomonede. Deci ai de unde să alegi. Sigur, sunt și ele de diferite complexități și intră unele în, în aspecte foarte detaliate tehnice, dar îți alegi de acolo ce ce se Exact, în pentru începători la nivel general și poți Și ele sunt gratuite și sigur dacă dorești poți să plătești și să dai examene respective care sunt acreditate și poți să-ți o diplomă dacă chiar vrei chestia da. asta. O un, un altă platformă unde știu că există cursuri gratuite este Udemy. Sunt sigur că ai auzit da. și de Udemy. Tot așa sunt niște cursuri sau despre zona cripton în general sau despre Bitcoin Astea sunt zone care sunt. Deci, informația este de calitate bună și uh, e ok. Dar, ca și și este gratuită, nu vreau să încep să spun, sigur, există și pe YouTube o seamă de, de videori de foarte bună calitate, dar YouTube are și videori de calitate, calitate îndoielnică da. sau persoane care promovează tot felul de diferite. Token coin-uri, din acestea mm -hmm. care sunt mai mult sau mai puțin dubioase, de aceea nu vreau să, să intru în detaliu, dar ce vreau să recomand celor care încep domeniul ăsta, să le recomand o carte. Este Standardul Bitcoin de Amos Fidian, care este un economist libanez, și uh, alături de Standardul Fiat, care este cartea care. O, Definește zona asta de monede fiduciare fiat. Sunt cele două cărți care te fac, în primul rând, să înțelegi sistemul monetar care există mm -hmm. în ziua de astăzi, pe care îl folosim cu noi cu toții: da? Banca Națională care emite lei, Banca Centrală Europeană care emite euro, mm -hmm. uh, Federal Reserve care emite dolari și fiecare ban bancă națională care, la rândul ei, emite. Monedele naționale, ce sunt, cum funcționează, avantaje, dezavantaje, și în paralel cu asta s-au pus în contrapondere sistemul Bitcoin, care este un sistem absolut novator. Este următorul pas, următoarea ofertă care este complet adaptată perioadei în care noi uh, trăim acum, de dezvoltare a uh, computerelor, a internetului, pentru că, așa cum am zis, în definiție, Bitcoin este o monedă. Uh, digitală Bitcoin. care funcționează cu ajutorul internetului și mai nou uh, inteligența artificială care se pare că merge spre ideea de sistem de decontare pe baza Bitcoin. De mm. ce? Pentru că Bitcoin uh, rămâne cea mai sigură dintre toate uh, criptomonedele care există, rețeaua Bitcoin care e o rețea distribuită cu sute de mii de noduri. Practic este o bază de date hipersecurizată care ca și funcție principală, este un jurnal de uh, încasări și plăți. Da? Deci este, uh, practic, are funcția de monedă. Și atunci dacă vrei ca, într-un fel sau altul, să faci o decant, uh, decontare a unor servicii sau eu știu, timp de calcul, de exemplu, sau uh, uh, capacitate de calcul, toate chestiile astea sunt legate intrinsec de AI. Cea mai potrivită metodă și securizată metodă de a face acest lucru este uh, blockchain-ul de la Bitcoin. Ok. Deci. Uh, legătura. Între AI și blockchain. Da. Asta e legătura între uh, AI și blockchain. Care sunt riscurile principale atunci când vrei să. Da, să, să continui. Da, că, te rog. Așa. Deci, primul lucru trebuie să te informezi. Da. Uh, după ce te-ai uh, informat, trebuie să. Te ghidezi spre ce tip de uh, aparatură, ca să zic așa, ai nevoie ca să intri în zona asta. Fiind uh, vorba de o rețea care se. adică o, un, o ofertă de serviciu care se realizează cu ajutorul internetului, ai nevoie sau de un computer sau de uh, un telefon, uh, un smartphone, un telefon inteligent. Deci trebuie să vezi, uh, pentru că nu toate sunt egale sub soare, există mai multe tipuri de. De sisteme de operare și la telefoane inteligente, și la computere. Și o să vorbim, poate mai încolo, legat de securitatea acestor tranzacții. Mm. Sunt anumite tipuri de sisteme de operare care sunt mai potrivite, mai sigure vis-a-vis -vis de celelalte și ar fi bine să le avem și să folosim aceste device-uri cu aceste sisteme Ai, de operare. După aceea, următorul pas ar fi. Să vedem care sunt zonele unde putem să achiziționăm aceste uh, criptomonede. E vorba, în primul rând, de exchanguri, uh -huh. da? După aceea se mai pot achiziționa de la ATM-urile de criptomonede, și următorul pas este, practic, să ne facem acest cont la exchange și uh, să mergem eventual la un ATM să cumpărăm niște bitcoin, dacă preferăm această metodă de achiziție, și să stocăm o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, aceste criptomonede. E foarte important pentru siguranța stocării, iar o să vorbim probabil mai încolo, să avem un portofel hardware care este cea mai sigură variantă de stocare. Deci cam astea sunt, ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem. Prima dată trebuie să ne informăm, după aia să vedem ce hardware avem nevoie și software care să fie cât mai potrivit pentru siguranța acestor tranzacții și să vedem cum cumpărăm și cum stocăm în siguranță criptomonedele. Uite aici fix întrebarea din subiect este Bitcoin, hai să mergem pe Bitcoin, o investiție sau este la fel ca în tabere, o speculație? Bitcoin este și investiție, poate să fie și speculație și poate să fie și mult mai mult decât atât uh, uh, și îți dau și un exemplu. Ca, sistem, ca și sistem monetar, este esențial pentru anumite uh, zone mai puțin dezvoltate în ceea ce privește serviciile financiare. Și o să dau un exemplu ca da. să înțelegi. Pentru mine, pentru tine, mm -hmm. care avem un cont bancar, care avem un card, da? mm -hmm. care uh, suntem obișnuiți cu uh, servicii financiare de top, nu? Da. Scoți telefonul, rapid. plătești cu el mm -hmm. rapid, transfer bani. Din punctul ăsta de vedere, nu este o ofertă de valoare. Dar dacă te duci, de exemplu, într-o într țară din Africa sau din America de Sud sau din uh, Asia, cu o populație mai săracă, unde nu există bănci și filiale la uh, populația rurală. De ce? Pentru că acei oameni câștigă foarte puțin bani, da? Uh -huh. Ei câștigă 150, 200, 300 de dolari pe lună. Ei, la valoarea asta a sumelor pe care ei le, uh, le plimbă dintr-un buzunar în altul și în alte buzunare, nu rentează pentru bănci să deschidă filiale. Și atunci, acei oameni sunt nebancarizați. Asta e o traducere a termenului englez, unbanked. Deci, lor nu li se oferă aceste servicii pentru că, din punct de vedere economic, ei nu au un rulaj monetar încât banca să aibă o filială și să ofere servicii acestor oameni. Din punctul ăsta de vedere, pentru ei Bitcoin este o adevărată mană cerească. De ce? Pentru că, în primul rând, nu, nu ți se cere nimic ca să intri. Dacă vrei să cumpe, în această, deci dacă vrei să intri în această rețea monetară, care este Bitcoin, nu ți se cer niciun fel de acte, nu ți se cer niciun fel de aprobări, nu vine nimeni să-ți verifice uh, bonitatea ta, trebuie doar să ai niște bani fiat ca să poți să cumperi criptomoneda, Bitcoin, sau mai bine zis fracțiuni de Bitcoin. Da. Deci, oricine poate să acceseze acest, uh, uh, acest sistem monetar. Asta e una. Și, în al doilea rând, tranzacțiile care se realizează în cadrul acestei rețele pot fi. Extrem, extrem de ieftine. Acum, toată lumea zice și, în general, necunoscătorii spun chestia asta. Cum zici tu că tranzacțiile de Bitcoin care se realizează odată la 10 minute, se adaugă un nou, nou bloc la blockchain și care necesită câteodată și 10 de dolari ca să înregistrezi o tranzacție în blockchain, cum poți să zici că e accesibilă? Păi, da, e adevărat ce ziceți voi. Dar trebuie să înțelegeți că peste acest layer one, cum se zice, layerul de bază, la stratul de bază care este blockchain-ul de la Bitcoin, care e extrem de sigur, care funcționează uh, distribuit la peste 100.000 de noduri, care majoritatea dintre ele nici nu știu unde sunt. Dacă nu știu unde sunt pentru că se lucrează prin tor, nu pot fi atacate ușor. Deci aici e siguranța și ele sunt încriptate, uh, sunt tot felul de informații. De, informația legată de Transacții este vizibilă, este transparentă, pentru că e un uh, explorator de blockchain și vezi exact care sunt tranzacțiile în blockchain-ul respectiv. Dar e așa fel asamblată această informație că nu poți o me uh, să o modifici, decât foarte, foarte greu și atacând simultan peste 100.000 de noduri. Deci este foarte, <sus> foarte sigură. Deci peste acest layer de bază, care uh, asta e funcția lui, să fie <sus> foarte singur și ca să fie foarte sigur trebuie să... Ai bine, anumite caracteristici. Astea sunt caracteristicile lui. Unu, că uh, o tranzacție se înscrie o dată la 10 minute și doi, ai nevoie de putere mare de calcul ca să, să penetrezi rețeaua asta și să-i faci ceva. Peste se adaugă o rețea de microplăți. Sunt, se lucrează la, la aceste rețele de microplăți. Cea mai veche dintre ele, care funcționează de mult timp, este Lightning Network, așa se numește. Și o tranzacție în Lightning Network o trimitere de, e o tranzacție de microplată, asta ce înseamnă? Eu pot să-ți trimit ție și 50 de bani și taxa de tranzacție este 0,1 0,6 centi 0,6 centi, că acum e 60 <gută> de mii bitcoin, da? da? Deci 0,6 centi e, e tranzacția. La acest la această ofertă ieftină, rapidă, pentru că se face aproape instantaneu transferul, de transfer de bani. Asta nu poate fi bătută. Hai să dăm niște exemple, ca să fim, să comparăm mere cu pere. Cea mai rapidă rețea de decontare cu carduri este Visa. Visa are o capacitate maximă de procesare în jur de 35-40 de mii de tranzacții pe secundă. Ea funcționează mult sub, deci undeva la 8.000, 9.000 de tranzacții pe secundă în mod normal. Ei, Lightning Network are o capacitate de 1 milion de tranzacții pe secundă. Da? Deci e o diferență de multe sute de și mii de ori de mărime a capacității de procesare și a vitezei față de cea mai performantă soluție de plăți pe care avem noi astăzi cu cardul, da? Ok, cât costă o tranzacție să faci, să zicem, între un comerciant? că De-aia zic, pentru această acest, categorie de populație care nu are un rulaj mare și care trebuie și ea să trăiască, poate e un, un mic meșteșugar, poate este un mic agricultor care vrea să se ducă să, în piață să vândă, da? Și care nu are un cont bancar, pentru că nu îi se poate face un cont bancar, pentru că, din punct de vedere economic, el nu este viabil să aibă un cont mm -hmm. bancar. Dar această posibilitate de a procesa plăți la un nivel super ieftin, pentru că, așa cum am zis, e 0,6 cenți mm -hmm. da, de dolar față de un 3% sau un 2,5% cât e uh, tranzacția, plata unei tranzacții cu ajutorul Visa, da? să zicem că, sau și are o taxă minimă, minim, eu știu, un dolar sau ceva de genul ăsta, că toate, toate aspectele astea cantitative, cât la sută e o tranzacție și care e minimum uh, pe tranzacție, astea se schimbă în timp, dar e mult, mult mai ieftin să faci chestia asta cu Lightning Network. Da, care, cum am spus, este un layer 2, un strat al doilea de microplăți peste, stratul de, peste blockchain-ul de la Bitcoin. Și atunci te întreb de ce gradul de adopție în San Salvador, care este în El Salvador, care este singura țară din urmă până acum care acceptă Bitcoin ca și în paralel cu moneda națională, e atât de mare. Și în Nigeria, iarăși, adopția este peste 50% și, deci, de ce? Pentru că oamenii ăia chiar au nevoie. Pentru ei, Bitcoin este o ofertă de valoare. Reprezintă o soluție la problema în care se află ei. Se află. Care e problema? Nimeni nu le deschide conturi bancare, pentru că nu este eficient economic. Da. Deci, la asta trebuie să ne uităm noi înainte, pentru că am divagat foarte mult, pentru că era da. foarte important să spun. Da. Nimeni nu Vede decât, adică, la început zici, păi ce facem? E o investiție sau e o, uh, o speculație? E mult mai mult decât atât. Uite, este un sistem care îți dă uh, acces la un serviciu pe care nu ni se pare normal. normal să pot da. să mă duc să plătesc, să am un card și să-mi decontez, să fiu mic uh, 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 mic antreprenor și să pot să accept plăți. Da. Deci, asta e o ofertă extraordinară de valoare. A doua ofertă fantastică este ce, ce ți-am spus mai înainte cu ai -ul. Deja începe să se vorbească despre chestia asta. Vrem, nu vrem, ai va fi peste noi și ne va călări. Asta e, uh... asta e o siguranță uh, Da, da deja nu, se întâmplă. Nu, da? nu vrem să o recunoaștem. Deja se întâmplă, deja se pierd job din cauza AI-ului. Și cum am spus, pentru că AI-ul lucrează cu computere și AI-ul lucrează cu internet. În mod natural, el va folosi cea mai sigură și rapidă metodă de decontare, de, de că e vorba de resurse, că e vorba de bani, că e vorba, indiferent, și asta este uh, indubitabil, e vorba de Bitcoin. Da? Deja avem două uh, oferte uh, de valoare extraordinar de importante pe lângă cea de. Uh, Investiție sau de speculație și revenind sigur se poate face speculație și speculație de mai multe tipuri depinde de durata de timp sunt acei investitori care sunt se numesc intraday traders adică o, fac tranzacționări în timpul zilei adică deschid o poziție dimineața și poate o închid peste câteva ore sau spre seară. Nu mai e problema asta ca la piețele tradiționale, că se închide piața. Aici, da. ca la Forex, 24 de ore din 24 uh, ai piața deschisă, n-ai niciun fel de problemă. Sigur că la Forex există acele ședințe de tranzacționare, Londra și așa mai departe, Tokyo, și practic ai 24 de ore pentru că uh, ai acces la alte de burse. Real, da. Aici, pur și simplu, deschis tot timpul de tranzacționarea. Da? Deci. Poți să faci intraday trading, poți să faci, eu știu, un swing trading pe câteva zile sau pe săptămâni, și asta înseamnă speculații. Dacă vorbim de investitor, un orizont de timp al unui investitor trebuie să fie măcar de un an, doi ani, dar cel mai sigur trebuie să fie 4 sau 5 ani. De ce 4 sau 5 ani? Pentru că, când ne uităm la Bitcoin, ca la orice alt activ financiar, el are cicluri. Da? S&P 500, da, Standard Poor's 500, uh, Nasdaq, toate au cicluri, uh, uh, în cele Nasdaq, toate Uh, aceste produse financiare au cicluri de creștere, de bull market, de bear market. Și imobiliarele, dacă și imobiliarele au bule. Exact. Apropo de că toată lumea zice, ai o, o bulă, Bitcoin asta e o bulă. Stai un pic că e o bulă de 11 ani. Da Adică să ne înțelegem, o bulă înseamnă Are că bulă? crește și după aia explodează. Păi mm -hmm. Bitcoin nu crește din 2009, de când a fost uh, sigur în cicluri, în dar ciclur. crește continuu. Nu e o bulă, e pur și simplu un activ. Care evoluează într-un ciclu de piață specific lui, și la el, ciclul de piață este de 4 ani și determinat de niște evenimente importante, care se numește halving, și care sunt uh, acea perioadă în care se înjumătățește recompensa pe care minerii o primesc pentru că fac acest serviciu rețelei și înscriu blocurile în blockchain. Da. Cam, cam asta ar fi pe scurt, foarte da. direct. Deci putem face. Sau speculase, sau investiție, putem să folosim Bitcoin. Pentru firmă, de exemplu, la shopul meu, prin Netopia, nu sunt afiliat, dar spun de firmă. Am înțeles că ați avut și un, un am invitat am în podcast. Am un, o posibilitate ca oamenii să plătească în Bitcoin și mai nou în fostul eGold Multivertic X. Și am primit plăți în, în criptomonede Eu primesc Practic plățile se realizează în criptomonede Dar eu primesc lei prin mm. acest serviciu mm. Deci Poți să folosesc, Are E multifacetat De aia zic Nu are cum Toți cei care spun că Wow bitcoin nu este o bulă O schemă ponții O înșelătorie Când vezi oferta de valoare Pe care ți-o dă Această criptomonedă Lucrurile pe care le rezolvă, problemele pe care le rezolvă și faptul că uh, ea ajută oamenii și tranziționează sistemul monetar actual de fiat currency, deci monedă fiduciară, în, spre o zonă nouă în care e vorba aia, cu 2-3 dolari, eu pot să -ți transferție 20 de miliarde de dolari. Fă asta în sistemul bancar obișnuit. Da? În cât timp transfer, dacă aș avea 20 de miliarde de, dolari, în cât timp ți-aș putea transferație acești bani și cât mai ar costa pe mine în sistemul bancar. Și câte semnături și exact. câte Exact. Deci rezolvă de... anumite probleme. Trebuie să, asta trebuie să înțelegem. În momentul în care există o tehnologie care este disruptivă, ăsta este cuvântul, da? aduce niște îmbunătățiri extraordinare unui serviciu care există deja, sistemul monetar actual, nu are cum să dispară. Și Partea interesantă este că, pe măsură ce timpul trece, apar noi utilizări. Se gândesc și se imaginează noi utilizări al Bitcoin. De ce? Pentru că, în esență, cum spuneam, Bitcoin este o bază de date extrem de securizată, foarte sigură, extrem de greu de atacat. Sigur, e o altă discuție aici, a computele cuantice, nu intrăm în ea, dar până în momentul de față. Nu există un alt sistem de bază de date atât de sigur ca și Bitcoin. Și atunci, automat, pentru că, în esență, asta este, poate fi folosit și este folosit ca sistem monetar, dar, în esență, se pot grefa pe această structură și pe calitățile acestui blockchain tot felul de alte oferte de valoare. Nu are cum să dispară. Asta e uh, părerea mea. Tu personală. ești investitor sau uh, speculant? Când e vorba de Bitcoin sunt investitor. Ok. Când deci e mergi vorba, pe termen mai lung. Merg pe termen mai lung. Orizontul meu de așteptare este peste 10 ani. Eu în general cumpăr, uncle și buy and hold. da, buy and hold și Cu o de să vedem de uh, da, pentru că dacă e să mai spunem o nouă ofertă de valoare mm. la Bitcoin care uh, începe să apară și se va dezvolta probabil foarte, foarte puternic în viitor 5-10 ani. Se zice de Bitcoin că este uh, gold 2.0, deci aurul 2.0. Deci este, are acea caracteristică pe care o au și monedele obișnuite de stocare a valorii. Ei, în momentul în care uh, această calitate pe care o are Bitcoin va fi înțeleasă și se va grefa pe ea acele servicii care se numesc uh, finanțe descentralizate DeFi. Decentralized finance, care sunt bazate pe, pe blockchain, pentru că mai nou și pe blockchain-ul de la Bitcoin au început să intre aceste contracte inteligente. Da. Atunci se va trece încet, încet, pentru că este o formă de a stoca valoarea cu o siguranță extraordinară. Am tot vorbit despre chestia asta, siguranța blockchain de la Bitcoin. Această valoare va fi folosită fie de către persoane particulare, cum sunt eu sau cum ești tu. Uh, ca și colateral. De exemplu, pot să iau un credit imobiliar și să garantez cu bitcoinul pe care l-am în portofoliu. Da? Pot, de exemplu, să împrumut prin aceste sisteme de DeFi, de finanțe de descentralizate, să împrumut bitcoinii pe care îi am unei terțe persoane prin aceste contracte inteligente și să primesc un fel de dobândă, ca un fel de bancă. Da? Sunt tot felul de produse financiare care astăzi sunt furnizate de către bănci și care în viitor vor fi furnizate prin aceste contracte inteligente pe baza acestei oferte de valoare pe care o dă Bitcoin. Și acum, o supoziție, o proiecție a mea în viitor. Părerea mea este că nu va trece mai mult de 5-6 ani în care o să vedem că băncile o să oferă acest gen de Colatera, adică o să-ți dea ție posibilitatea ca și consumator care vrei să cumperi, să iei un credit, hmm. să garantezi acel credit cu deținerea de Bitcoin, nu de alte chestii, da? Pentru că Bitcoin în esență este, cum am zis, de king este Da, king, peste 50%, domn. sigur că există porțiuni din evoluția Bitcoin în care el nu este are dominanța peste 50%, dar în general asta e tendința lui să aibă o dominanță de piață a capitalului investit de peste 50% din toată zona de criptomonede. Și o să vedem că și instituțiile financiare clasice, cum sunt băncile, o să acceseze acest gen de servicii pentru că nu vor să rămână în urmă. Da. Uite, încă o ofertă de valoare pe care o dă Bitcoin. uite, legat de control în general. Până la urmă, sau au. Toate știrile, toate băncile ziceau că Bitcoin nu există, nu? Toate toate știrile, parcă de la o vreme au început să zică că bă, 1-2% din portofoliu parcă, da, da, parcă, da, 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 parcă merge! Da, parcă merge acolo în da. și au apărut aceste ETF-uri de, da. de Bitcoin. Ajută sau nu ajută? Uh, ETF-urile de Bitcoin uh, sunt o. Evoluție care era așteptată de mult timp de uh, cei care sunt implicați în zona cripto. Se vorbește și s-a vorbit și se vorbește în continuare de adopția de masă a criptomonedelor în general și a uh, Bitcoin în special. Dacă stai să te uiți, uh, de exemplu, la piața americană, peste 100 de milioane de americani au declarat că au, au deținut Bitcoin sau criptomonede. Da? În Europa nu e așa de mare uh, rata de adopție, dar E în creștere și acolo. Și atunci te întrebi cum ajungem la această adopție de masă. Ce înseamnă adopție de masă? Când o anumită tehnologie, eu știu cum e, telefonul sau radio sau televiziunea ajunge la o penetrare în populație de peste 80-90%. Ca să ajungem la această adopție de masă trebuie să existe o ușurință a utilizării. Și trebuie să punem degetul pe rană și să spunem că nu e chiar ușor nu să deții uh, criptomonede. De ce? Pentru că este o paradigmă total nouă. Până acum te duci la bancă, îți deschizi un cont, îți pui niște bani acolo și, dacă se întâmplă o chestie, îți trimiți banii altcuiva din greșeală. Duci la bancă și spui, tata, am greșit, te rog, repară problema asta și ți se reversează tranzacția, primești banii înapoi. Sau dacă cumva cardul tău a fost furat și s a făcut Închizi niște tranzacții, cad, de se închide cardul, se reversează tranzacția, tot e ok. Ei, caracteristica esențială a blockchain-ului și a tranzacțiilor pe Bitcoin este că sunt irreversibile. Da. Asta ce înseamnă? Odată o tranzacție făcută, ea nu mai poate fi reversată, nu mai poți să transferi invers banii. Nu e ca la bancă care este un organism central, dar asta e diferența esențială între sistemul bancar actual care este, are un organism central care procesează aceste plăci și Bitcoin care este o rețea distribuită. La Bitcoin nu ai customer service, da? Sunt peste 100.000 de, de, noduri, majoritatea dintre ele sunt anonime, n-ai cui să te plângi, să-i spui, am făcut o greșeală sau a venit un hacker și mi-a luat banii sau, da? Dați-mi banii înapoi, n-ai cum. Și chestia asta sperie multă lume. De ce? Pentru că sunt o, suntem o societate a babysitting-ului. Adică Lasă care grijă de noi statul, lasă care grijă de noi banca, lasă care grijă de noi altcineva ca să nu primar. avem noi această responsabilitate, în cazul nostru, a banilor, care e o chestie importantă, adică să ne înțelegem. Majoritatea dintre noi ne vindem timpul ca să de. facem bani. De. Și atunci, fiind o responsabilitate așa de mare, încercăm să o pasăm. Și sigur că furnizorii de servicii financiare, cum sunt băncile, ei de așteaptă să-ți ia niște bani ca să ia asupra lor această responsabilitate. Ei, paradigma e total nouă acum. Ca să deții cripto trebuie să fii foarte atent cu banii tăi. Poți să te atace hackerii, poți să-i transmiți într-o altă adresă greșită. Nimeni nu-ți dă bani înapoi. Și atunci, sigur că chestia asta sperie lumea. Partea cu adresele, cred că sperie cel mai mult. <laughs> da, sunt acele adrese care au zeci de caractere, exact care nu exact. ai voie să Ce le greșești. Și... Da, ok. Și atunci a apărut acest ETF pe Bitcoin. De fapt sunt poveste un pic mai interesante. ETF-urile pe Bitcoin sunt de niște ani aici, da? Într-o formă sau alta. Toată agitația asta pe care o avem astăzi legată de ETF-uri e de piața americană, unde sunt 10-11 ETF-uri și acolo piața are capacitatea de a absorbe și practic lansarea ETF-urilor pe Bitcoin a fost una dintre cele mai mari lansări din istorie ca și volum de volum. cumpărare Nu mai zic de aur și altele a, a, bătut, da, a bătut tot. Da? Asta ce înseamnă? Că cineva are interesul ca să facă niște bani. Și aici apare această explicație de ce acum 4-5 ani de zile Jamie Diamond de la o renumită bancă zicea că dacă el prinde un trader care tranzacționează Bitcoin îl dă afară. Șeful de la BlackRock zicea este un schem, e o porcărie, este păi o schemă Ponzi. Și acum, <laughs> toți. Toate, toate aceste mari personaje, frontmen, da? oameni care sunt în față, care sunt CEO, care uh, conduc destinele acestor mari uh, firme, vin și ne spun cât de bine bun e Bitcoin. -ul. Da? De ce? Follow the money. Există un interes ca să se promoveze acest uh, produs financiar mm. care. Aici, și aici este paradoxul frumos al întregii poveste. S-a observat în timp că, practic, rețeaua Bitcoin nu poate fi controlată. N-ai cum să o controlezi. Am explicat no. de mai multe ori de ce nu poate fi controlată și nu se poate. Și, și atunci ei le-a picat fisa. Ok, if we can't beat them, join them. Dar dacă exact. nu putem să închidem, dacă nu putem să interzicem, hai să facem bani din chestia asta. Și aici e paradoxul interesant, pentru că Bitcoin nu este reglementat în niciun fel. Nu poți să reglementezi peste 100.000 de, de noduri care nici măcar nu știu unde sunt. Nu ai cum să le reglementezi. Alea sunt noduri care sunt peste tot, împânze împânzesc globul, da? calculatoare anonime care uh, au copia blockchain-ului de Bitcoin, care validează tranzacții și așa mai departe. Nu vorbim de miner, vorbim da. de nodurile de Bitcoin. Deci n-ai cum să controlezi. Asta e noua paradigmă. Da? Trebuie să înțelegem cu toții. Este o ofertă dincolo de ceea ce am avut noi până acum în istoria omenirii cât privește sistemele monetare. Și atunci, ok, plecăm de la ideea că nu putem să-l închidem și că nu putem să-l controlăm. Dar ce putem să facem? Să facem niște produse financiare care se bazează pe Bitcoin și care sunt ușor de folosit de către investitorul obișnuit, retail investor, un om ca tine, ca mine, care pune niște bani și investim în piața de capital. Care e avantajul? Păi avantajul este că avem un produs împachetat, ETF-ul de Bitcoin, care este ușor de tranzacționat, oamenii se obișnuit pe ETF-uri, există pe indici, pe imobiliare, pe ETF-uri, plin de ETF-uri, e o chestie foarte folosită, lumea obișnuită, și acest produs este reglementat. da. Security and Exchange Commission, SEC de la americani, s-a distrat luni și luni de zile, peste un an de zile cu aceste firme, BlackRock, Fidelity, nume mari în zona de investiții care au venit în față Grayscale, care inițial a avut cel mai mare ETF, nu îi zicea ETF, dar era un produs similar pe Bitcoin. Și care au cerut licențe de a putea emite aceste ETF-uri. Și atunci, Security and Exchange Commission a zis, ok, hai să facem un cadru și să reglementăm ETF-urile. Astea putem să le reglementăm. Și punem niște uh, condiții. Care sunt condițiile? Păi, în primul rând, trebuie ca fiecare ETF care este emis de către firma respectivă să aibă în spate contravaloarea în Bitcoin. Ok bitcoin nu putem să-l reglementăm, dar putem să reglementăm cine deține Bitcoin. Cine poate să dețină Bitcoin? Păi, o firmă acreditată care știe ce face. Păi, care sunt firmele astea care știu ce fac? Păi, exchangurile. care e cel mai mare furnizor de servicii de trezorerie pentru Bitcoin? Coinbase, care este cea mai, cel mai mare exchange din Statele Unite de criptomonede și unul dintre mm. cele mai mari din lume. Și uite, așa, încet, încet. Avem un produs care noi putem să verificăm că există uh, în spate activul respectiv, da? Mă duc la Coinbase și fac audit. Văd câți în, în trezoreria lor, în, în portofelul lor, câți bitcoin există dacă există atât cât o emis BlackRock. Da? da. Și avem produs respectiv care se tranzacționează pe bursele noastre și care sunt reglementate de către niște actori pe care noi îi reglementăm. Și tot procesul este sub supravegherea noastră, da? ceea ce pentru investitorul de rând este extraordinar. Domne, am siguranța că dacă se întâmplă ceva, există acel Bitcoin în, în trezorerie de la, la Coinbase și uh, totul e ok pentru că totul e verificat și așa mai departe. Și atunci ce fac? Încep lumea încet, încet să investească în aceste ETF-uri. Cine au investit? Păi prima dată au investit ăia care cu asta se ocupă. Mm. Retail investorul e un pic mai în spate. Au început să vină fondurile de investiții, fondurile mutuale, fondurile investiții mari, fondurile de investiții specializate în investițiile în criptomonede. Ăștia sunt mari cumpărători de ETF-uri acum evident că au început să apară și investitorii de retail care au auzit poate au mai deținut niște -au criptomonede, n-au -au vrut, vrut neapărat un exchange, au zis că e, e prea complicat pentru mine, ei știau despre ce e vorba dar li se părea un pic prea exotic și prea complicat ca să dețină deține fizică cu toate că este un produs virtual deci nu este o bucată de ceva da? e... cel mai fericit ca Stico. da, uh, și, dar și aceștia au început să vină încet încet Ultima redută sau una dintre ultimele redute care vor trebui cucerite sau care pur și simplu vor cădea de la sine este uh, reduta uh, consilierilor financiari, da? mai ales în Statele Unite, plin Acolo de ei, e. consilierul financiar care spune ok, eu vreau să am uh, o pensie, din ce trebuie să investesc eu? Ei, s-a făcut, nu demult un un studiu între consilieri financiari. 50% dintre ei au auzit de Bitcoin și criptomonede și din cei 50%, vreo 10% au zis că s-ar putea ca în viitor să recomande ca un anumit procent din portofoliul clienților lor să fie investit în Bitcoin. în etf urile de Bitcoin. Și uite așa, încet încet noi o să asistăm în valuri, pe măsură ce se schimbă paradigma, paradigma e greu de schimbat, după ce oamenii au auzit ani și ani de zile că Bitcoin este o bulă, că Bitcoin este o schemă ponzi, că Bitcoin este o șerătorie, că Bitcoin e folosit numai de hacker, că Bitcoin e folosit numai pentru finanțarea terorismului, că hai să-și hai Hezbollah și că hai să facem legi contra lor, după ce această narrativă, această poveste ne-a fost. De dată de mass media și de autorități din nou și din nou și din nou până la saturație, dintr-o dată noi auzim că Bitcoin este o chestie bună și avem tată un ETF pe Bitcoin, hai băieți și investim în el. Da? Sigur că va trebui să treacă ani și ani de zile până când în conștiința publică legătura între Bitcoin și investiție o să se pună altfel și care oamenii o să vadă că e puterea exemplului, că și ăla, uite acum nu de mult mare știre mare, că șeful de la Dell, da, Uh, care Dell Computer, una dintre cele mai mari firme de, uh, de computere din lume, a început să vorbească și se pare că și Dell cumpără, cum uh, și Tesla acum niște si ani a cumpărat, uh, așa cum Microstrategy cumpără uh, zeci și sute de mii de bitcoin și așa mai departe, încet, încet. Deci, oamenii care sunt informați și care înțeleg aspectele astea, oferta de valoare că bitcoin nu este numai. Un activ pe care poți să speculezi. Sigur poți să speculezi, sigur că are niște creșteri exponențiale în anumite perioade e ale vieții. Dar e mult mai mult decât atât. Și oamenii ăștia ca care înțeleg fac pasul pentru deținerea fizică unii, iar alții prin intermediul produselor financiare, cad, derivate, în cadrul nostru ETF-ul. Deci, ETF-ul e un, un lucru foarte bun pentru o anumită categorie de public de retail, de investitor de retail pentru că este un produs specific făcut pentru ei, pe care reușesc să-l înțeleagă și să-l pună într-o anumită procent în portofoliul lor de investiții. Timpul trece și zboară foarte, foarte da. mult, dar nu vreau să finalizăm până nu vorbim de zona de stocare și de exchange. -uri. Astea sunt două lucruri pe care mai vreau să le, să le vorbim și hai să mergem cu varianta de exchange-uri. Să zicem că nu mai nu luăm varianta de ETF. Da, deci da. pe varianta de exchange. -uri. Cum alegem, ce alegem, la ce să fim atenți. Bun, acum, întrebarea legitimă a unei persoane care e investitor și care nu a investit până acum în Bitcoin este, păi dacă există ETF-ul, pentru ce aș mai cumpăra și aș deține, cu toate complicările care ține de deținerea fizică Fis. de Bitcoin, de ce ar trebui să fac chestia asta? Pentru că, așa cum am spus, Bitcoin poate să fie o speculație, adică să cumpări ieftin și să vă scump, dar poate să fie o investiție, să ții de la, eu știu acum, cât e Bitcoin, nu. 60 de mii, încă vreo două cicluri de piață și gradul de multiplicare este de 2 ori, 3 ori, 5, 7 ori, depinde, o să vedem cât o să fie în viitor. Și să fac această deținere cu scopul de a folosi în viitor Bitcoin ca și deținător de valoare și să accesez tot felul de uh, servicii financiare uh, cu el. Fie că îl voi împrumuta uh, pentru a avea un câștig pasiv, ceea ce este foarte interesantă mm. și atenție, este un uh, câștig pasiv a unei monede deflaționiste care în timp nu are decât să crească, da? Deci odată cu creșterea valorii acestei monede Bitcoin și câștigul rezidual va crește, și în al doilea rând, se poate folosi ca și colateral uh, pentru diverse împrumuturi pentru, uh, din zona fiat. Să ne înțelegem, nimeni nu zice sau. Poate numai extremiștii spun că va veni o perioadă în care numai Bitcoin va fi monedă. Nu. Mulți vor coexista cele două sisteme. Probabil sistemul Fiat uh, va mai exista un timp. Vine din spate foarte mult CBDC, Central Banking Digital Currency, deci acea uh, monedă virtuală emisă de băncile centrale, deci asta este zona spre care ne ducem nu o, să, cu, nu, nu o să hegemonizeze Bitcoin toată zona monetară, el în schimb va fi un produs foarte important alături de alte produse monetare în oferta cu care ne vom întâlni zilnic noi ca și uh, utilizatori de monedă uh, deci unde am rămas? legat de exchange, A exchange deci, de ce am zis, pentru ca să putem pe viitor accesa niște servicii foarte interesante. De unde cumperi? Sunt două zone importante unde poți să cumperi în siguranță Bitcoin sau criptomonede. Una este Exchange, uh -huh. care este uh, o zonă unde pe internet îți faci un cont, e ca un broker, da. Da? îți faci un cont, poți să transfer uh, monedă fiat, de obicei dolari sau euro în cazul nostru. Există. Uh, pe, deci, ne referim la Binance, care am spus că sunt afiliat și există Binance România. Pentru cei care vor să aibă o interfață poate puțin mai simplă și mai prietenoasă, pot să spun ca și exemplu Tokero, care este un exchange românesc, cu care iarăși sunt afiliat. Uh, în general, eu nu mă afiliez decât la produsele pe care le testez și care sunt convins. Eu nu răspund la cereri de afiliere. dar Și Binance, și Tokero, și, și Ledger ca și produs de uh, stocare hardware și Trezor, uh, la toate sunt afiliat pentru că le-am testat și mi s-au părut de mm -hmm. foarte bună calitate. Revenind, îți faci un cont la uh, aceste exchange, uh, va trebui să treci mai nou de câțiva ani prin acest proces foarte strict de uh, politică know your customer, adică mm. trebuie să-ți uh, să faci Buletinu, o, poză, o poză, buletinul sau uh, carnet de șofer sau pașaportul de obicei și să dai uh, eu știu, o factură ca să vadă unde e... Adresa ta de domiciliu. Da, și la, la broker parte. mai nou, adică nu e. Și, într-un fel, o etapă în adopția de masă. Dacă da. vor, dacă vrei adopție de masă, trebuie să faci și această identificare sigur, a sigur. clientului, pentru că există noi reglementări și la nivel european, Mica, de exemplu, și legislația contra spălării banilor, care se ocupă de zona asta și o reglementează, ceea ce e o chestie bună. Deci, ai făcut contul, ai trimis banii printr-un uh, ordin de plată și poți în acel exchange să cumperi Bitcoin. Uh, chiar dacă nu se le plac uh, uh, exchange uh, eu recomand nu țineți banii pe exchange-uri. E riscul să dea faliment exchange-ul? Există. Este, sau să se este acel uh, risc, se numește risc de terță parte. da. Okay. Este o, un serviciu pe care eu nu-l controlez. S-ar putea să dea faliment s-ar putea să aibă un hack. De exemplu, a fost un hack de 100 și ceva de milioane la Binance, dar Binance are un fond specializat care se numește Safu, care e un acronim, mă rog, în jargonul celor de la cripto și din acest fond s-au extras niște bani și s-au acoperit pierderile prin hack respectiv. Deci s-ar putea să fie așa un caz, dar s-ar putea să fie o cădere catastrofică, mai ales dacă ai fonduri mai consistente. Cea mai singură metodă de a deține criptomonedele, Bitcoin, Ether sau alte criptomonede care le consider, dar eu merg pe ideea de Bitcoin, Bitcoin is king, uh, îți cumperi un portofel hardware care arată, păcat că nu l-am adus la mine, că am și eu în ledger să-l să arăt. Uh, ca și... un stick. Da, e ca un stick de memorie, da? da? Care Asa. se leagă la computer prin intermediul unui program și acolo poți să îți transfer de pe exchange fondurile. Sunt în siguranță de ce. Acest hardware wallet este legat la internet doar cât faci tranzacția. În rest îl deconectezi și nu mai poți să ajungi uh, să accesezi într-un fel sau altul aceste uh, sume. Mai mult decât atât, acele chei private care îți dau ție dreptul să transferi criptomonedele sunt uh, criptate și deținute în. Cipuri respectiv, nici măcar tu nu poți să le vezi. Deci ele sunt foarte în siguranță. Tot sistemul e gândit ca să fie în siguranță. De exemplu, Ledger, care este un producător francezesc de aceste uh, portofele hardware, inițial cei care au înființat firma au lucrat la o firmă care producea chipurile pentru cardurile bancare. Da? Ce, ce chipuri inteligente cu care faci plăți. Deci oamenii vin exact din zona asta. Din zona de securitate a tranzacțiilor financiare și se ocupau de card, deci, oameni care știau exact. Care știu. De aceea, Ledger este cel mai vândut dintre toate uh, portofele hardware din lume. Da? Și sunt în siguranță. Deci, asta astea sunt pașii. Îți faci Condic, contul, Uh, și uh, pui bani, schimb în Bitcoin și transfer în lege sau în trezor, care în trezor. este un produs care e din Cehia, culme. Uh, pe de altă parte, sunt persoane care ar dori să uh, cumpere de la ATM. ATM-urile de criptomonede sunt, arată ca un ATM obișnuit, te duci acolo, uh, te duci, poți să-ți transferi direct în legeri uh, aceste fracțiuni de Bitcoin. Te duci, îți scanează adresa respectivă, adresa uh, adresa portofelului. E ca și contul bancar, da? Dacă vrei, vreau să-ți niște bani, îmi dai un mm. cont bancar. Unibank. E, unii bani, da? Ei, adresa uh, respectivă e adresa la care se trimite în blockchain uh, fracțiunile de Bitcoin. Mă duc, îmi scanează adresa care e un cod QR, cel mai simplu ca să nu trebuiască să bat eu acolo, să greșesc vreo cifră da, și sau... să ajungă altundeva uh, banii respectiv. Și bag... Uh, deci îmi, îmi scanează, îmi verific adresa să fie dacă mi-a scanat-o, mi-a scanat-o bine. Să, asta e foarte, foarte important. După care pun înăuntru niște bancnote și ei îmi încarcă automat. Îmi retrag o mică taxă de înscriere în blockchain și îmi retrag. La fel, tot la ATM-ul de Bitcoin sau de criptomonede pot să vin cu o adresă Se vin. și să vând. Adică ei îmi dau o adresă unde eu le transmit cât Bitcoin vreau mm. să vând, mă rog, fracțiuni de Bitcoin. Și uh, ei, uh, când ne-a ajuns peste 15 minute, vin apoi, dai din nou codul respectiv și poți să-ți retragi bani cash. Fără legeri, poți să cumperi de la ATM-uri. Da, pot să cumper, pot poți să cumperi, poți să vin. Cea mai simplă și sigură modalitate de a face un portofel uh, uh, de Bitcoin este portofelul de hârtie. Mm. Este practic o bucată de hârtie pe care sunt inscripționate sub formă de caractere alfanumerice, dar și sub formă de QR code, această cheie privată cheia. și adresă publică. Adresa publică, cum am zis, este ca și banul la bancă acolo se pot trimite uh, criptomonedele, iar cheia privată este acel cod, cum este, de exemplu, pe un card, uh, codul uh, acela de pe spate, da? uh -huh. CVC-ul, uh -huh. uh, fără acel uh, cod nu poți, uh, nu poți. Uh, pe internet sau pin de la cod dacă te duci mm -hmm. la un ATM și uh, bagi cardul ți cere PIN-ul, da? Așa este uh, ceva similar, dar mult mai complicat, este această uh, cheie privată care îți dă accesul la fonduri și poți să trimite în altă parte, la altă adresă fondurile respective. De exemplu, poți să trimiți uh, la exchange și de acolo să retragi, să schimbi în euro sau în dolari și să retragi uh, banii în contul tău în bancar. O ultimă întrebare. Cât procent sau ce procent dintr-un port total portofoliu ai recomandat să avem Bitcoin? Hai să zicem da. Bitcoin. Uh, e o întrebare pe care o primesc foarte des. Exact. Știu. Și e o întrebare la care, așa cum orice specialist care se respectă, dă răspunsul depinde. depinde. <laughs> uh, trebuie să ne cunoaștem noi înșine, pentru că fiecare dintre noi avem un alt profil de risc adică suportăm diferit presiunea riscului a scăderii pieței, emoțional o percepem diferit. De aceea datoria fiecărui investitor de retail este foarte important să ne facem un test de profil de risc. Și cel mai bun test care e apropiat de zona asta de cripto am găsit la Asociația Investitorilor din Canada. Dați okay. un search, da? Și acolo căutați, Asociația Investitorilor din Canada, test de profil de risc. Ăla ai mm. foarte fain de ce nu e neapărat legat de nici de Bitcoin, nici de criptomonede, ci de investiții în general, mm. te întreabă care e vârsta ta, câți bani câștigi pe lună, ce capital ai și așa mai departe, niște chestii generale. Dacă ți-ar scădea cu atâta portifolio, ce ai face? aș mai cumpăra, aș mai aș vinde și mai departe, niște întrebări la nivel general care îți fac profilul ăsta și indiferent de ce tip de investitor pe piețele financiare ești. Deci haideți să ne facem cu toții investitorii de retail un test de acesta de profil de risc ca să ne înțelegem pe noi care e cât ce cantitate de emoții putem să ducem în spate. Pentru că adică trebuie să înțelegem căderile în timpul per market, da, în ciclul de scădere a prețului la Bitcoin, sunt absolut catastrofale. Deci exact. poate să scadă 70-80%, poate să scadă vezi. 50% în două săptămâni. Poți să vezi 80% minus. 80% minus. Nu toată lumea este în stare să, să ducă în spate această povară emoțională. Exact. Și atunci, probabil, pentru acea persoană, nu este potrivit deloc investiția în criptonede sau... O mică parte din portofoliu, știu, un 1%, poate un 3%, ai putea să te gândești și să pui în portofoliu și să încerci să experimentezi ce senzație ai când vezi această cădere uh, foarte, foarte mare. Sunt persoane care sunt obișnuite cu genul ăsta de, de investiție. De exemplu, eu vin din zona Forex, unde, cum am spus, volatilitatea e foarte mare. Poate pentru persoanele respective care au experiență în active care sunt foarte volatile, poate un 10%. Nu știu. Fiecare trebuie să găsească acea cifră care îi se potrivește. Pasul 1. Făți un uh, test de profil de risc. 4, pasul 2. Pune un 1%. Vezi cum te simți. Dacă ți se pare că e ok, mai mărește și. Experimentează ca să vezi care este pentru tine acea cifră magică din portofoliu care ți se pare că îți dă câștiguri suficiente fără să te stresezi prea tare. Dar 1% pentru... e un start. E un start, da. 1 Eu zic că 1% e... Sunt și, sunt și studii cu 1% la un portofoliu din acela standard 60-40, 1% în Bitcoin, deja uh -huh. e o creștere de vreo nu știu câteva zeci de procente, nu sub 10 mai mult. Da, da, are uh, Dan Sulica, partenerul meu de la Crypto CryptoProfit uh, o prezentare foarte interesantă pe un portofoliu balansat în care există 10% cripto și cam cât uh, poți să găsești un profil de câștig, adică un profit anual, nu dau cifre că e foarte da. interesant. Deci s-au făcut simulări și sunt niște rezultate foarte sexy. Cum unde te găsește lumea și cum poate lucra cu tine ca să ca să se, da. Uh... Lucadezmir.com este site-ul uh, meu care funcționează acum. Acolo da. sunt. Uh, e oferta de uh, cursuri înregistrate pe care le am. Am și un uh, program de mentorat în investiții în criptomonede. Am și servicii uh, pentru. Este o chestie mai nouă și puțin întâlnită. Dacă cumva ai un portofel, ți-ai pierdut cheia privată sau știi o parte din ea sau o, uh, ai o parolă care nu ți-o amintești în totalitate, se pot încerca uh, diferite metode de a-ți recupera acel, uh, uh, acel portofel. Am în ultimul timp pe zona asta foarte multe uh, deci aproape în fiecare săptămână solicitări din partea persoanelor care au pierdut Bani printr-o înșelătorie. Okay. Da? Și care îmi spun, uite, am fost, am văzut o reclamă pe internet, este o firmă, nu știu dacă e bună sau nu, încerc să-mi retrag banii, nu pot, îmi, îmi spun să-mi uh, mai depun niște bani ca să pot să-mi retrag. Ce părere aveți de dumneavoastră? Oamenii încă speră. Atunci, sigur că dacă ai o situație de genul ăsta eu urmăresc activ toate genul și sunt niște pattern le vezi când ai deja 10-20 de cazuri de genul ăsta, vezi niște pattern -uri. și încerci cumva să ajuți omul să înțeleagă despre ce e vorba și dacă există o șansă să îi spui care e șansa și dacă nu există să îl îndrum ce să facă în cazul acesta ca să încerce cumva să-și recupereze banii. În esență, trebuie să se adreseze poliției. Da. Pentru că asta e. Și pentru că sunt anumite situații în care aceste rețele de infractori sunt prinse și se recuperează o parte din bani. Și dacă tu ai la uh, poliție o cerere de genul ăsta, o reclamație de genul ăsta, se poate deschide un proces penal și recupera măcar o parte din banii respectiv mm. în caz. Deci sunt niște proceduri care e bine să le știe cei care au avut ghinionul sau neatenția de a fi implicați în asemenea investiții. Da. Luca, mulțumesc! Eu o să finalizez cu concursul nostru. Avem două cărți din zona asta de antreprenoriat mai mult acum. Pici de mare succes și Crede-mă, te mint! Ambele oferite de Diturac și Politon. Le mulțumim tare mult că ne, ne ajută cu aceste, cu aceste cărți și vreau să dau cărțile a doi ascultători, la doi ascultători care ne răspund la întrebarea cum și de ce investești în criptomonede. Este o întrebare deschisă, dar după cum știți ne luăm după răspunsuri, după calitatea răspunsurilor și mai puțin nu facem un random.org, deci le citim cu mare drag, răspundem la ele, și abia aștept să să aflu răspunsul vostru. Cred că și Luca o să se uite la răspunsul vostru. Și mulțumim tare mult. Luca, mulțumesc tare mulțumesc mult. Mulțumesc și eu de invitație și de posibilitatea de a vorbi despre niște de lucruri care chiar mă pasionează. Da, mulțumesc și mulțumesc că ai venit din Timișoara aici, special să, să registrăm. Cu drag. Și altă dată. Cu drag, mai facem. Mulțumesc. Toate bune.